Și drumul îi luăm, pe el mă duc, ca pe tonăil ajung, da, de-așa junge capătul. Și cât îi trăim în lume, cât îi trăim în lume, nu striga omul pe nume, nu striga omul pe nume. Țucuți mândră ochii dulci, țucuți mândră ochii dulci, sara când mere să te culci, sara când mere să te culci. Țucuți mândră gurița, țucuți mândră gurița, sara când treci ulița, sara când treci ulița. Dacă un interpret al cântecului cult nu-și poate permite folosirea vocii neimpostate, lovituri de glotă, folosirea rezonanțelor guturale, laringiene, sonorități nazale sau abuz de falset sau de cap, un interpret de muzică tradițională nu poate fi în stil fără aceste coordonate tehnice, la care se adaugă altele specifice, ca oftatul, sonor, vaetul, bocetul. Fiecare gen beneficiază de sonorități vocale specifice, la care se adaugă, bineînțeles, modul de abordare specific fiecărui interpret. Cântecul exprimă un stil de viață. Bogdan, bine ai venit pe drumul lui Leșe. Bine te-am găsit, Grigore, și mulțumesc foarte bucuros. Mult de invitație. Ai venit la mine în televiziune și mi-ai oferit o carte pe care eu am citit-o cu mare drag. Este vorba de teza dea de doctorat de la Universitatea București. Se cheamă Imaginea regelui Carol I în presă. Am întâlnit în lucrarea asta niște lucruri extraordinare pe care nu le știam și nu le-am găsit nicăieri. Adică eu cred că tu ai bătut, ai făcut cărări pe la bibliotecă. Presă, la biblioteca Academiei. Academiei. Da. Și ai documente aici și le-ai trecut pe toate, cu inclusiv citate. Inclusiv de la Arhivele Naționale. Ce poți să spui despre Carol I? Ce personaj a fost? Că eu, după ce am citit, unii au fost de acord să vină Carol I și alții nu au fost de acord. Într-o primă fază, când s-a pus problema plecării lui Cuza, Alexandru Ioan Cuza a fost mazilit. Da. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Elena Cuza, doamnă, fie-i cinstită memoria, a fost, după părerea mea, cea mai chinuită soție de domnitor din istoria noastră ca popor. Pentru că biata Elena Cuza i-a încercat, a deschis niște școli de fete, a deschis niște mici spitale, mă rog, în terminologia vremii. Ea s-a străduit să se comporte ca o doamnă, într-adevăr ca o doamnă. Doar că în epoca ei a început să se schimbe lumea. Ăsta a fost ghinionul ei. A avut neșansa să vadă titluri de presă bombastice despre cum Alexandru Ioan Cuza e cel mai bun jucător de biliard din Europa și că trebuie să-i se ofere tacul de aur, despre cum câte amante are el, despre ce fel de viață deșanțată și tulbure duce, așa încât el a trebuit să plece. El a trebuit să plece pentru că se hotărâse că este mai bine pentru națiunea română, pentru Principatele Unite, să existe o conducere a unei familii regale. Prima discuție a fost cu Filip de Flandra, au fost niște discuții care însă n-au fost încununate de succes cu familia regală
rusească, țaristă, argumentul fiind că erau de aceeași religie, că erau creștini ortodoxi, lucru care conta fantastic, și în final s-a apelat la nepotul lui Frederic cel Mare, la Carl de Hohenzollern-Sigmaringen, care a luat-o frumos pe Dunăre, a coborât la Giurgiu, așteptat de aristocrații noștri, și prima problemă pe care eu am găsit-o în presa epocii, problemă la care eu nu m-aș fi gândit în ziua de azi, a fost că majoritatea opiniei publice, care era de tot măruntă pe vremea aia, vorbim de câteva zeci de mii de persoane care erau alfabetizate, n-au crezut că e el. Să arate documentele, că altfel noi nu știm cine e ăsta. Poate să fie unul, un neamț, de, a venit el așa pur și simplu, el n-a venit cu documente la el, ca să nu se întâmple vreo problemă în drumul ăla, el n-a venit așa de liniștit în drumul lui. După care, problemele specifice ale epocii la care noi nu ne gândim, a ajuns la București, dar unde stă? Îi dăduse lui Cuzare APPS-ul vremii, nu se numea APPS, aici glumesc, dar îi dăduseră o căsuță unde e acum Green Hours, unde a cântat și Romica Puceanu la subsol până anii 80, 1880, 1980, la petrecerile lui Nicu Ceaușescu. Acolo jos, la căsuța aia de pe Calea Victoriei, acolo i-au dat să stea lui Cuza. Au trebuit și pe Carol I să-l pună să stea undeva până a fost gata prima construcție de la Sinaia, Palatul Castelul Foișor, care a fost gata înainte de Castelul Peleș și mult înainte de Pelișor, construit în stilul cabanelor de vânătoare ale familiilor nobiliare din Germania. După care a început discuția socială. A apărut radicalismul liberal, a început George Panu de la Iași să strige că n-avem nevoie de rege, la Ploiești s-a instaurat republică, ei au zis că să facă Liechtenstein-ul, ca Luxemburgul. Pomenești de Brăteanu aici, vorbești despre Bolintineanu. Da. Așa, care a fost cuzist Bolintineanu. Sigur că da. Da. Deci nu toți erau, și în ziua de astăzi nu avem o altă imagine. Da, nu avem imaginea clară despre Carol I. Se vorbește foarte mult, se vorbește extraordinar, se vorbește despre cultura din perioada respectivă. Așa, după tine, ai venit în zona aceasta de muzici. Tu ești născut în Vâlcea. Da. Vii într-o familie, taică-tu cântă. A cântat și a condus orchestra Doina Lotrului. Da, am condus orchestra Doina Lotrului o perioadă înainte de 1989. Deci, nu vii în lumea asta să te afli, să te preocupe lăutăria și cântecele din țară, dar de fapt tu nu ești din poveste. Nu, bunica mea la Botenii de Argeș învârtea Doina din Mușcel bine de tot. Deci bunica mea a cântat fantastic. Zice tata, din cetere, zice din vioară. A zis profesionist până pe la jumătatea anilor 90 și acum a rămas ca un amator, dar un amator înzestrat. Extraordinar. Da. Când m-am dus să studiez, domne, la muzică, bă, zic, cum s-o cântat atunci? Și m-am dus la tot felul de documente. Una, am comparat cu ce am văzut eu și cu ce am găsit în biblioteci. Și nu totdeauna corespundea terenul cu biblioteca. La tine cum s-a întâmplat? Nu, păi în primul rând că noi trebuie să... Adică amândoi știm destul de bine, dar e bine să explicăm și oamenilor că muzicile de tradiție orală de pe teritoriu politic al României, indiferent cât de mare sau mic o fi fost ăsta în timp istoric, a fost în primul și în primul rând folosit ca un argument politic de către toate regimurile, de către aristocrații pașoptiști de la jumătatea secolului XIX, de către familia regală la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, de către dictatura lui Carol al II-lea, de către legionari, de către comuniști. Toate regimurile care au trecut în România s-au folosit de muzicile de tradiție orală pentru a împinge niște teze politice și ei puneau problema în funcție de cum le convenea lor. Și toate datele astea le-ai găsit în reviste. A fost o lume confuză. Nu adia să suntem tot într-o lume confuză, sigur, amestecată, politic, cultural. Eu cred că aceleași lucruri le-ai întâlnit și în presă despre perioada respectivă. Sigur că da. Că vorbim aici de secolul XIX, sigur. După tine, oamenii ăștia, Carol, Bolintineanu, HD-ul, Iorga, ascultau lăutari? Nu știu dacă Carol I asculta lăutari, dar Nicolae Orășanu, de exemplu, profesorul de presă al lui Ion Luca Caragiale, sigur, asculta și îndrăgea lăutarii. Că știi cum la un moment dai un exemplu acolo cu uvertura de scheleti. Așa, asculta uverturi, adică erau într-o altă lume. Da, da. A avut aplecare spre aceste muzici? Nicolae Orășanu, da. Nicolae Orășanu e un caz extraordinar, a fost profesorul de presă al lui Ion Luca Caragiale. Prin profesor de presă mă refer atât la
textul scris, la cum scriu un text, dar mai ales ce însemna profesor de presă, profesor de tipar. Da. Îl învăța să toarne cerneala, îl învăța să manipuleze mașinăriile alea mari. A învățat foarte multe lucruri caragiale de la Orășanu. Orășanu a avut o grămadă de meserii. A fost comisar de poliție, a lucrat la monopolul tutunului și alcoolului. A fost ziarist o perioadă. Încerca să fugă de colo până colo ca să-și câștige existența, pentru că nu venea dintr-o familie aristocratică. Știi ce am sesizat? Dom'le, ei au luat toată povestea asta cu lăutărie, au luat-o numai de până anii 50-40. Da, da. Când a apărut proletcultismul, domne, o altă variantă, și vin cu exemple din astea care nu mai sunt, valabile în ziua de astăzi. Ori lăutăria este, cred că a fost o altă poveste cu alți oameni, cu alte trăiri. Ne trezim în ziua de astăzi cu oameni cântă, că se apropă de lăutărie, numai nu-i lăutărie. Da, așa este. De ce se întâmplă fenomenul acesta? Lăutarii nu s-au cântat pe sine, lăutarii și-au cântat stăpânii. Așa încât lăutarii la începutul secolului XIX cântau muzică cultă și populară turcească, muzică de largă accesibilitate grecească. Până la jumătatea secolului XIX, ușor, ușor au început să treacă către o polcă, către o mazurcă, către un vals, să se apropie de Europa Occidentală, la fel cum se apropia întreaga societate. Măi, cântau ce cereau demnitari. De exemplu, dacă mergeau la o adunare din asta, la o petrece, bă, ce să-ți cânt? Sigur că da. Dacă s-au dus la Gheorghiu Dejo, trebuie să-i cânte la Gheorghiu Dejo, ce-o cerut Gheorghiu Dejo. Sigur, rusește. Da, a fost o modă, a fost un obicei din asta. Și asta se păstrează până azi, până la lăutarii care publică manele pe YouTube și fac niște cifre extraordinare. Și foarte greu să-i pui, am lucrat mult cu lăutari, am filmat, am umblat până toate teritoriile astea, până toate spațiile astea etnofolclorice. Nu e nimeni în seamă, nu-i mai cheamă nimeni, așa, zice, da, bă, sfărăgeți, nu-i chemăm. Și-au venit și-au fost înlocuiți de cântăreții de ocazie, de divertisment, care au transformat toată muzica într-un business. Așa este. Păi, lăutarii erau trăitori. Adică pentru ei lăutărie era meserie. Da, da. Dacă te-aș pune acum, să zicem, domne, așa, după tine, ce ai cântat tu, să zicem, acum, la început, ce vrei să-mi cânti, să se lege de toată povestea asta din doctoratul tău? Limba din Brăilă mai din jos de schiră, carcă mi se încarcă nouă galimoane, nouă bolozane, dar cine le încarcă harapul buzat? Negru și ciudat, negru și ciudat, cu solzii pe cap, parcă ar fi un drac, cu pielea pe el, neagră de purcel. Când te uiți la dânsu, nu poți să ții râsul, nu poți să ții râsul. Dar harapul trăgea tocmai la chira, chiră, chiră, lină, frumos și căzână, ruptă de sulfină. Ia-mă tu pe mine, că mult s-o fi bine. Ia-mă tu pe mine, că mult s-o fi bine. Așternuți-o-i face, parale mărunte, pe sârmăță sute, sunt la harap multe. Căpătâiți-o-i pune, burduf de galben. Chira răspundea, harea pe buzate, negre și ciudate, negre și ciudate. Unde s-a văzut și s-a pomenit? În țară hărăpească, hărăpoaică albă și harapul negru. M-o vedea taică tău și e socru meu, m-o vedea maică ta și e soacră mea, ei rău i-o părea. Dar m-o vedea și ele, surorilitele, cum natilii mele, ele m-o urâ și m-o otrăvi, pătind-o văduvi. Foarte frumos. Chira, Chiralina. Da. Explic un pic textul, te rog, Bogdan, că nu înțeleg ce-i harapul, nu știu, oamenii nu înțeleg. Este vorba despre... Chira, Chiralina, am auzit varianta asta cântată, dacă nu mă înșel, de Alexandru Cercel. Da, da, da. Da. El cânta... într-o variantă, într-o altfel de variantă. Altfel și cu glas mai stins, da, mai așa. Da.
E o poveste foarte veche, culeasă de Ioan Petrea Crețu Șolcan, că vorbeam la Ioan Petru Crețea Șolcan, un străbunic matern al lui Johnny Răducanu, din părțile Brăilei, care a fost adus de către Gheorghe Dem Teodorescu, pe care iată că îl pomenesc a condus și un ziar satiric, Ghiță Berbecu se chema, l-a adus la Ateneu Român și a demonstrat că lăutarul știa undeva la 11.000 de versuri. Sunt lucruri extraordinare pe care, dacă te duci la Institutul Brăilei, le găsești și nu le găsești. Da, și s-a și pus praful, pentru că ar trebui și din partea instituțiilor, cred că ar trebui mai multă transparență, mai multă deschidere și mai multă atenție către generațiile tinere. Nu, hai să zicem... Mie îmi scriu oameni de 15-20 de ani care îmi spun, Bogdane, noi am vrea, dar nu știm unde să căutăm. Oare toți oamenii care au fost în Institutul Brăiloiu și în institutele de cercetare au fost potriviți pentru posturile respective? Nu știu asta. Nu știu să spun asta. Da, le spun. Da. Adică eu ce am constatat? Nu te-ți erau potriviți. Da. Nu te să potrivești nici în televiziune pe folclor, nu te să potrivești în radio și atunci de unde să apară adevărul? Pe de altă parte, suntem în epoca democratizării. Dacă suntem în epoca democratizării, trebuie să înțelegem că acum nu mai contează originea socială la fel cum conta în secolul XIX. Poți să vii de oriunde și să faci orice. Îți prezint o filmare dintr-un documentar de la Goicea, cu Budulică. Aha. Dacă asculți lăutarii din Goicea, nu știi niciodată când se va termina muzica lor. Cântă doine, cântece strofice, balade, hore, sârbe, cântece de lume. De aceea am considerat că trebuie să mai rămânem cu acești adevărați profesioniști în arta lăutărească pentru ca să-și poată spune până la capăt povestea. Foaie verde, margărite, au domnice! Dacă Dumnezeu a vrut, din puțin am făcut mult. La nimeni n-am cerut, la nimeni n-am cerut. M-am dat ca iarba la vânt. Am stat la Goicea o săptămână, ne-am dus pe la oameni, am intrat în vorbă cu lăutarii și am ajuns la concluzia că ei țin muzica satului. Și cred că tot de la ei au plecat spre alte zări structurile melodice și felul lor de a se comporta la petreceri, nunți, botezuri. Hai că ai, băi, e bine, viurea, măi, la Goicea cine venea, măi. Auzi, profesor Grigore îi zicea, pe iugel l-asculta, plăcerile făcea de te ducea, bumina, măi. Și lumea că l-asculta, profesorul te râdea, e urgent, frate, cânta. Budulică, aici în sat erau boieri. Boieri, da? Și boieri aveau muzicanți. Țineau muzicanți. Aveau muzicanți, că era trăia tatăl meu. Așa. Vărusul Nicolae. Mereu. Îi țineau boierii? Da, veneau și luau și cântau, îi plăteau. Da? Deci îi chema acolo. Da, chema. Plătea ce vrurea. Ce vrurea ei. Așa. Te da acolo. Ce te chema acolo, la sărbători sau... Când ai putea cât un chef. Așa. Și la sărbători era la fel de par, de Crăciun, de Duminica Tomii, de pe Paști. Dar asta spun, Budurică, îți plătiți ce era și la nuntă, așa când vă duceți, vă plătesc? Sau? Da, da. Știu că vă plătesc, dar cum? Nu plătește puțin. Acum știți cât am, domnul profesor? E 3 milioane. 3 milioane de persoane? De persoane, da. 3-4 milioane atâta. Până la 4, da. Și cântați 3 zile. Cu ce mai cântă? 3 zile? Nu, acum nu mai cântă 3 zile. 2 zile. Acum 2? În Goicea nu cântă numai Budulică. Cântă și nepotul Iulică și nevasta lui Mioară. Cred că muzica nu s-a gătat niciodată, pentru că o cântă cu patimă. Asta știu să facă cel mai bine și prin ea să desfete lumea. Doamne, frunzuliță,
pe foi și-o zvagă. Tot o moară de domn profesor. Copilițe, mâine neancă, pe când te-am văzut, lume dragă, fetănică, cordea neagră, cordea neagră, s-o pivezi, să din bine să n-o perzi, că pe neica nu-l mai vezi, că pe neica nu-l mai vezi. Nu s-o auzim pe Lenuță, să vedem. Da, nu. Știi cânta? O, ne pierdem vremea. Da. Știi cânta? Știi? Da, domnul profesor. Tudorică, tu ce zici? Da. Nu, să auzim. Ok. Frunzuliță m-a tostat, m-am născut băiat sărac, m-am născut băiat sărac, prin muncă m-am ajutat. Doamne, m-am născut băiat sărac, prin muncă m-am ajutat, prin muncă m-am ajutat. În varianta asta, cum cântă astea, ce ai legat să cânți un cântec? Da, sigur că da. Păi Salteaua lui Aliță Pițigoi, da. Uite. Da, de la Gorj, mai un pic mai sus. Aliță Pițigoi. Ofo, felelițo, și-o dau dracu de saltea, mă, și nu mai mă culc pe ea, măi, lele, mai bine pe blana goală, cu capul la mândra-n poală, că mai spune o minciună și-mi face inima bună, lele, felelițo. Vezi tu, mândro, cum ești tu, azi noapte-ai vrut și acum nu, măi, lele, azi noapte pe blana goală, te-am iubit de ținovară, și-acum mă băga și-n boală, cu mâna la țâțișoară, lele, felelițo. Nu știu, mândra, unde șede, că am mințit că-i cumpăr chene, lele, și cerceluși de argint, că așa i-am făgăduit. Dar mă țin de făgăduială, că mai vine noaptea iară, și-o fi timpul tot așa, și nebuna nu mai vrea. Și-o fi timpul tot așa, și nebuna nu mai vrea, mă. Foarte frumos, am știut pe Alita Pițigoi din Târgu Cărbunești. Da. Ce este foarte interesant la tine, că tu ai prins și ai avut preocupare, mă, tineri din ăștia aștept eu. Eu de când tot aștept tineri din ăștia să fie mintoși, așa se zice, domne, adică să fie și cu carte. Adică cu carte. Carte nu înseamnă că, domne, trebuie să te duci să studiezi cântecul. Nu! Să știi, domne, ce e în lumea asta? Tu am văzut, te-ai apropiat spre muzicile astea, una că vii din familie unde taică tu a cântat și cântă, așa, mama ta, dar vii cu cobză. Și atunci cobza îți dă posibilitatea să fii în lumea asta. Sigur că da. Că fără cobză, nu poți veni fără cobză, nu mă spui, bă, sunt de la universitate și eu cânt, nu-i de ajuns. Da. Și atunci te-ai completat foarte bine. Cum ai reușit să te apropii de cobză? Că totuși să înveți, să... totuși trebuie să auzi cobzari. Cobzari sunt puțini. Cobza nu e altceva decât un ud oriental. Așa este. Păi cu cobza a fost dificil. Mi-am găsit prima cobză în urmă cu 14 ani. Am învățat singur vreun an, un an și jumătate, până când am găsit primul cobzar în părțile Doljului, după care l-am cunoscut pe Costel Gaciu, căruia îi voi rămâne pentru eternitate recunoscător pentru toate lucrurile minunate pe care mi le-a arătat vreme de un an de zile. Eu de luni până vineri. Și ai umblat acolo? Eu de luni până vineri mergeam la școală, vineri, sâmbătă, duminică eram în weekend la el. Îl plăteam și mi-a arătat. După care am avut câteva întâlniri fructuoase cu Mihai Călușaru.
Am stat o vreme lângă Constantin Negel, Dumnezeu să-l odihnească, de la Botoșani, și am avut câteva experiențe minunate alături de Sandu Zbanghiu de la Dobrotești, de Telorman, undeva unde se întâlnește Telormanul cu Oltu. Am fost și am căutat pe toți și de la fiecare am învățat câte ceva. Și a stat cu ei acolo. Da, da, da. De la fiecare am învățat câte ceva și mi-am dat seama câte stiluri de cobză erau în țara asta. Că n-avea treabă ce cântau ăla la Botoșani cu ce cântau ăia pe la Mehedinți. Da. Niciuna. Cântau altfel la acest instrument. Erau stiluri de cobză cum avem stiluri de vioară. Țiituri, sigur că da. Una e pe hang, ca în Moldova, da. Alta e fiecare coardă ciupită individual, cum e în sudul țării. E foarte diferit. Într-adevăr, e foarte diferit și... De exemplu, fii atent, dacă te rog acum la cobză, să-mi faci o țuitură de, țuitură de cobză, să zicem, la o sârbă de, din Gorj. Din Gorj. Păi, în general, la Gorj... Da. Nu cântau ca în sud, ca la Dolj. Nu mergeau așa. Mergeau așa. Un pic mai ca la Maramureș, de da, fapt. Mai, cântă cum cântă Reyla, de exemplu, da, la exact, pe chitară. Zice așa. O voline mai dragă, ce-ai de-a lui, ce-ai via, unde o iubeam pe Maria, iubeam vinul cu furcia și mă săruta Maria. Uite și tăvălitura unde-mi da Maria gura, uite și rugul tăiate unde stam cu mândra-n prag. Mă jucam cu țățele, mă, ca cu lămâițele, mă jucam cu țățele, mă, ca mâțu cu ghemele. Și diseară să vii iară, că mi-ai fost de trebuială, și diseară să vii iară, că mi-ai fost de trebuială. Este extraordinar, da. Extraordinar. Și eu cred că și trebuie învățată cobza, nu? Da, da, da. Dom'le, te duci la omul care e cu cobza. Sigur. Eu zic că introducerea cobzii în Academia de Muzică, eu cred că ar strica toată povestea asta. Probabil că ar strica-o, dar da. Oricum la Academia de Muzică, la Academiile de Muzică de pe planeta asta, da. E o mare vrajbă, de o vreme încoace. Sunt un pic mutați de pe piedestal. Și Bach, și Mozart, și Beethoven, nu pe calitate, ci pe anumite lucruri care s-au întâmplat din punct de vedere politic în timpul vieții lor. Nu știu ce se va întâmpla la noi, știu doar că Universitatea, Academia de Muzică, acum nu mulți ani, se numea conservator. Și nu se mai numește. Pentru că nu prea mai putem să mai spunem că suntem conservatori. Sau că conservăm o muzică central europeană care începe la 1700, să termine la 1900. Adică aia din baroc sau din renaștere, ce are? Sau aia de după 1900, avangardistă, ce are? Sau muzica cultă din Afganistan, din Iran, din India, ce are? Mi se pare că povestea asta cu muzica va trebui regândită, mai ales că noi trăim într-o lume acum în care cel puțin toată muzica care circulă pe planetă în momentul ăsta e făcută în niște programe pe computer, din niște cubulețe roșii, verzi, albastre și portocalii, da, pe niște cum ecrane. Da, știi ce constat? Dom'le, am fost în Academia de Muzică și totdeauna când auzeam, dom'le, să fac canto popular în Academia de Muzică, dom'le, eu stăteam așa și mă miram, ce canto popular până Academia de Muzică? Și iată că după ce s-a înființat, să zicem, anumite module din astea până țară, e plină România de modul, de școli populare, de canto popular. Și vedem și la vedeta populară vin, dar numai nu cântă. Și atunci, dacă ai modul, vrem să vedem și valorile. Adică vrem să vedem și rezultatele. Iată, la tine vin rezultatele extraordinare pe muzică. De ce? Pentru că te-ai dus la Gagiu, te-ai dus la toți copzarii, i-ai văzut cum cântă. Sigur. Mi-a plăcut extraordinar de mult cum începe cartea. Zice, ce îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicie. Asta e din Doina lui Eminescu. Da. Tu spui aici că poate că este primul citat care s-a dat din Doina lui Eminescu. Da, folosit de un gălățean care n-a semnat. E un gălățean care n-a semnat și a făcut un articol public la câteva luni după venirea regelui Carol I,
în care a pus strofa asta la început. Sigur. N-a comentat-o, doar a pus strofa asta la început. Mi-a plăcut foarte mult cum a început cartea. Da. Adică mă duci într-o lume. Da. De exemplu, dacă vinim în zonă, eu am întâlnit despre străinătate textul următor. V-ai mâncat-ți de străini ca iarba de boi bătrâni. Adică un text foarte... Străină, străinătate, mâna ai fost soră și frate și mi-ai fi până la moarte. Străinătatea tot timpul percepută ca ceva ca o alteritate, ca ceva rău, ca ceva de la care noi n-avem ce învăța, trebuie să ne temem de străinătatea aia, acolo e dușmanul. În muzica lăutărească, în secolul 20, Sorin Necunoscutu a făcut "Am gustat străinătatea, e mai amară ca moartea". Dar până și maneliștii de azi cântă așa, se întorc în țară, șmecherii iară, cu limuzine și cu mașini străine. Adică străinătatea e o vacă de mulți. Ne ducem, le luăm banii la fraierii aia și ne întoarcem noi aici, tot după mintea noastră. Democrația originală, s-a mai spus și în anii 90, chiar de către forurile politice, treaba asta. Să înțelegem că din străinătate pot veni și lucruri bune și că multe din lucrurile bune din istoria noastră din secolul XIX cel puțin au venit din străinătate. Măi, știi ce înțeleg eu când aud textele astea? Ei, prin cântecele lor, exprimă realitatea, mă. Sigur că da. Asta e viața. Sigur că da. Ei cântă realitatea. Noi tot timpul vrem să improvizăm, să facem altceva. Ei cântă ce trăiesc. Sigur. Și asta face muzica să strălucească, domne. Că altfel nu strălucește. Exact. Adică trebuie să fii, cu alte cuvinte, trebuie să fii adevărat. Să-l urmărim pe Budulică în continuare. Yeah. Lăutarii din Goecea vinculează pe calea oralității un repertoriu cu origini dintre cele mai variate. De obicei, lăutarii nu cântă cu gura, dar la Goecea, muzicanții sunt virtuozi vocaliști. Cântă balade, muzică sătească și orășenească, provenit din cântecul de lună, greco-turco-perso-arab, romanța rusească, ungurească și națională, dansurile de salon. Tudorica, aici e casa mea tale. Domnule, aici e vila mea. Foarte frumos aici, e foarte frumos. Am o vilă foarte frumoasă, drăguță, dar nu, dar e foarte frumos. Uite, trei și o așa cu de Dumnezeu. Nicu, dacă tot am venit, acela mi-a dat acasă. Da. Ce mi-ai cântat mie așa? Foaie verde, sos de pește, un părinte poate crește, 7-8 copii sau 10. Pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Zice ca nevastă sa, parcă l-ar fi făcut ea. Dar un cânte de dragoste ca să mă iubesc. De dragoste, da. De cinică sunt lăsoată, mâinicuță mă, tineră și supărată, mâinicuță mă. De cinică sunt lăsoată, mâinicuță mă, tineră și supărată, mâinicuță mă. De cine te-ai lăsat, măi, micuță, mă?
să vorbească lumea sat, măi necuză-mă. De ce necă m-ai lăsat, măi necuză-mă. Să vorbească lumea sat, măi necuză-mă. Hai băi! Peste aceste muzici a venit și influența occidentală, ajungându-se în aceeași melodie la un amestec al trăsăturilor stilistice specifice celor două culturi. Până mai ieri, cântecele au circulat sub denumirea de cântece de inima albastră, cântece de mahala sau chiar în propriu spus, de cântece țigănești. Am și casă, am și bani, mâine cuță-mă. Dar am și prea mulți dușmani, măi necuță-mă. Dușmanii cu dușmania, măi necuță-mă. E un și gospodăria, măi necuță-mă. Când am plecat din Goicea, am plecat mai bogat. Am aflat multe de la muzicanții de aici. Ei mi-au adus aminte de muzica medievală, de cântecele pe versurile poeților văcărești, de cântecele nelegate de vreun prilej din secolul XIX, executate în grup la diferite ocazii, de lăutare de altă dată. Acum pot spune liniștit că în Goicea lăutăria e pe mâini bune. Am beut la viața mea ca-n câștire Dunărea. Și de mă grăiesc nițele, beau și urâng mai mititele. Am beut la viața mea, mă nene ca-n câștire Dunărea. Și de mă grăiesc nițele, beau și urâng mai mititele. Până la Crăciun, să mă țin, măi, Doamne, să beau vinul din butoi, că te-ai porcul mare. Lăutarii ăștia mi-au marcat viața, Doamne, am cunoscut la ei obiceiuri, Doamne, cântece extraordinare, adică am cunoscut viața cu adevărat. I-am filmat pe acasă, în familie, ei trăiesc așa și-s bucuroși, se bucură prin muzică. Faptul că ai ales să vii în zona aceasta este un lucru formidabil. Eu pun o mare nădejde și în momentul când, după ce am citit cartea și am văzut, zic, Doamne, iată unul care știe să-și afle cărarea. După ce ai scris cartea aceasta, după ce ai umblat prin țară, care sunt concluziile tale? Concluziile sunt că niciodată nu se termină povestea asta. Am fost la Iași în urmă cu câteva luni, am umblat Aroneanu, Cucuteni, Zeci Prăjâni, Dagâța. Urmează să fac o drumeție de, sper eu, de două săptămâni, o săptămână jumate cel puțin, în partea săsească a Brașovului. În primul rând că drumurile nu se termină niciodată, că toți suntem la drumul Uleșe. Drumul Uleșe nu se termină niciodată și drumul nu ar trebui să se termine niciodată. Am mai publicat între timp o colecție de folclor din Romos, din județul Hunedoara. Mi-a parvenit manuscrisul prin intermediul nepotului doamnei Estera Drăgan, care a adunat niște strigături de peste da, joc. Da, m-am uitat peste carte și am citit-o, da. Eu am ales să fie un volum ca un volum de poezie, da, foarte, foarte scurt, bine. Foarte subțire, să poată fi citit pe este tren, un document, dintr-o rămâne, parte documentul într-alta. Rămâne. Și era păcat să rămână doar manuscrisul. Nepotul dumneai locuiește în München, acum nu mai are nicio legătură cu România, dar a zis, mă, după bunica mea trebuie să rămână ceva. Ea, săraca, până anii 60-70 a adunat lucrurile astea de la oamenii din sat. Trebuie să știm și noi ce a fost în satul ăla acolo. Iar acum lucrez, de fapt am terminat-o, am depus-o la editură, dar nu știu în cât timp va ieși, la o carte care se cheamă De jale și de dragoste de pe Piatra Bucureștiului, 15 interviuri cu 15 lăutari cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani din București. Mai exact, Ferentari, Rahova, Dudești, din
centru capitalei, foarte putem frumos. Să spunem centru, da. Pentru că despre muzica lăutarilor de la oraș, care poate e printre cele mai vechi muzici lăutărești, da. Că lăutarii prima oară la oraș au cântat mai târziu la țară, n-a mai stat de vorbă nimeni. Cei cu trompeta și surdină și capac, cei cu contrabasul, cei cu țambalul de concert unguresc, cum a ajuns el la București. Da. E o lume și aici, care cred că ar trebui înțeleasă, tocmai pentru a nu se mai face această confuzie, muzică de petrecere, muzică lăutărească, muzică populară, manele. E foarte ambigu totul. Și această ambiguitate prin cuvintele lăutarilor se poate înțelege foarte ușor. Ei știu explica, doar trebuie să avem răbdarea să-i ascultăm. Răbdarea și să stai cu ei. Inclusiv interviurile pe care am ales să le transcriu pentru această lucrare, am păstrat chiar și greșelile lor gramaticale. Am păstrat chiar și dezacordul între subiect și predicat, am stâlcit inclusiv cuvintele în același fel în care ei îl stâlcesc, în așa fel încât să pară că îi auzi pe ei vorbind. Sigur. N-am intervenit asupra lor cu nimic decât din când în când cu întrebări. Da. Atâta tot. Pe urmă, am lansat un disc, Valahian de Mol, în octombrie o să iasă și pe vinil, momentan este pe internet. Pregătesc un disc la care o să fiu director artistic al Bătrânilor Lăutari din Clejani, de care mă apuc chiar de astăzi, intru la studio cu Bătrânii Lăutari din Clejani, au mai rămas 4 în comuna Clejan, sat Clejan, județul Giurgiu, și sigur activitatea noastră de la, da, Vedeta Populară. Da, mă bucur tare mult, ai proiecte îndrăznețe. Cu ce vrei tu, Bogdan, să închei? O bucățică din Cântecul Șarpelui. Da. Mie îmi place cu șarpele, tot l-am văzut pe Budulică, da. Trebuie să cântăm un pic și de șarpe. Foaie verde, ia-s-o mie la cântere la câmpie, unde fir de iarbă nu e numai talba colilie. Coaptă de Sfântă Mărie, de-a miros în vie. Coaptă de Vinerea Mare, luna de naște negară, măi, la un colțuleț de țară, mi-o femeie văduvioară, măi, la un colț de pisculeț, născuta de-un prunculeț, măi, prunculețul ăștia-n casă, și șarpii-i pe sub casă, umbla șarpii, li să iasă, umbla șarpii, li să iasă. Măi, prunculeț, mi-era d-un an, șarpinii mi-era de doi, ochii-n cap, ca de ciopoi, ochii-n cap, ca de moroi. Păi, negară mi-era de 4, șarpinii mi-era de 5, ochii-n cap de pricolici, ochii-n cap de pricolici, mă. Ochii-n cap de pricolici. Ghiți, mă. Foarte, foarte frumos, Bogdan. Extraordinar. Ai un repertoriu extraordinar cu teme, cu teme epice, cu, dom'le, cu acompaniament extraordinar. Adică un lucru adevărat. Și asta trebuie să știe tinerii din ziua de astăzi, din România. Că se poate cultiva și cântecul bătrânesc. Și bătrânesc. Că eu mă mândresc cu faptul că de 13 ani de zile n-am avut, adică de când m-am apucat, n-am avut nicio reprezentație scenică cu instrumente electronice. Peste tot pe unde am cântat cobză, țambal, vioară, acordeon, contrabas. Am auzit între tineri că tinerii spun că, domnule, nu se mai poate în ziua de azi, că nu vrea lumea. Datoria noastră ca artiști e să încercăm să aducem muzica asta către public. Să încercăm și să avem variante. Sigur. Adică nu putem abandona instrumentele așa că ne vine la noi că sună pe sintetizatoare, da, nu știu cum. Da. Adică, de fapt, asta e muzica... muzică comunităților, sigur, noastre, sigur. De aici. Asta e cântecul bătrânesc. Sigur că da. Fapt. Cu astea am crescut și trebuie să le aducem în atenția generațiilor. Care n-au mai crescut cu ele. Sigur că da. Na. Îți mulțumesc tare mult. Eu că ai fost pe drumul lui Leșe. Minunat m-am simțit. Cât îi trăim mândră-n lume, cât îi trăim mândră-n lume, n-o striga omul pe nume, n-o striga omul.
omul pe nume. Da, strigă-l frunză de ceapă, da, strigă-l frunză de ceapă, nimeni lume nu priceapă, nimeni lume nu priceapă. Țucuț mândră, ochii dolci, țucuț mândră, ochii dulci, sora când meri să te culci, sora când meri să te culci. Țucuț mândră, gurița, țucuț mândră, gurița, sora când treci ulița, sora când treci ulița. Interpretul de folclor, ale cărui aspirație nu se limitează la succesul comercial, ci tins spre performanță, are obligația să dezvolte calitățile naturale ale vocii, păstrându-i însă autenticitatea. Glasul moștenit nu se șlefuiește în stilul muzicii culte, pentru a nu-i răpi acea prospețime, acea originalitate în redarea sentimentelor etern urmare într-un mod sonor specific, nealterat, care să păstreze farmecul autenticității. Acest farmec este posibil atunci când Horea se învață de la sursa via tradiției, prin preluarea directă a melodiei din matca originară a satului, care păstrează încă acele mijloace pur muzicale, ritmice și tonale. Bogdan Simion face performanță din muzica tradițională. Îl felicit! Bogdan, mulțumesc că ai fost pe drumul Lece și te aștept cu tot drag. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Numai bine! Numai bine!